În Paraschiv, vino cu ace. Ia uitați-vă la el. Papion, așa eram și eu când eram mic, la debutul meu. Ai împlinit 8 ani? Nu, încă. Tu ce faci? Care e viața ta? Ești elev? Ești student? Ești căsătorit? Ai copii? Nu. Nu. Ai o freză foarte frumoasă. Cine cânti? Am înțeles că ai o groază de premii, că e pun și la carte și a luat premii. Faci și vreun sport? Mai pune mușchi pe tine, mă, că ești cam slăbus. Du-te la sala de forță, ai văzut cum e acum în reviste. Dacă nu te duci să faci mușchi, să fii ca Dorian Popa ăla, să te faci solid. Ia spune, cine cânti astăzi? Mai sunt copii. Auzi, dar tu cânti și limba română și în armânește, în mai multe limbi, da? Te pricepi la toate? Asta e prima lui melodie. Pe urmă se duce, se schimbă și o să vedeți ce surpriză. Deci, deocamdată, vrei să-ți dau eu? Nu, îți dau microfonul meu. Voi s-a repetat, ați văzut? Artiștii cântă cu microfonul acesta, deci ne cânți o melodie despre frumusețea vieții de copil. Ce bine era când eram și noi copii. Călin Paraschiv, România. Hai, bărbate, fi tare! Să te rog să pui microfonul acolo, o să-l țin eu pentru colega ta. Este marea vedetă a comunității armâne din Tulcea, cel mai tânăr artist, v-am spus, n-am plinit încă 8 ani. Îmi spunea doamna doctora din Eur că pe când avea vreo 5 ani s-a dus la un concurs muzical la București și nu făcuse încă 6 ani.
cea mai limita inferioară de vârstă e 6 ani la aceste concursuri pentru copii. El avea vreo 5, l-au băgat în afară de concurs normal și nu putea să ia nici premiu. Și a fost atât de necălșit, s-a pus în fund pe scenă și a început să plângă. Acum lucrurile s-au schimbat, o să vedeți puțin mai târziu cântând și o melodie armânească. E, dar acest lucru va face acum două melodii extraordinare de care n-am uitat să vă spun, este și un șachist formidabil, concursuri muzicale, sper să-l provoace pe Gary Gasparov pentru viitorul său meci.